Salut! Am adunat pentru voi noi videouri cu momente incredibile cu animale, atât lupte cât și cazuri interesante pe care sigur încă nu le-ați văzut, așa că puneți un like și să începem! Aici vedem cum o pasăre caracara l-a subestimat pe acest animăluț. În momentul atacului, acesta s-a încolăcit și s-a transformat într-un cocon blindat. Laba păsării a fost prinsă înăuntru. Acum nu poate nici ataca, nici zbura. După cum se spune, capcana s-a închis. Un bărbat și-a parcat mașina chiar sub un felinar, pe care, după cum veți înțelege imediat, adoră să stea pe scărușii. Când s-a apropiat, bărbatul a văzut că mașina lui era complet acoperită de fecale de păsări. Mulți cred că acesta este un semn de abundență financiară. Judecând după cât de pictată e mașina lui, acesta trebuie să se aștepte la un jackpot. O fată de 20 de ani făcea curat într-o piscină goală de beton în Vietnam. Spre nenorocirea fetei a apărut un șobolan mare și negru, care se arunca pe ea. Disperată, fata a încercat să-l lovească cu mânerul măturii, dar el continua să evite loviturile și alerga după ea. Un băiat a încercat să o ajute, dar fără succes. Arată totul foarte amuzant. Acest lup artificial i-a speriat pe cei doi câini. Câinele a luat poziția de luptă și a început să latre, dar așa și nu s-a decis să atace. Salvarea cerbilor a fost filmată în Polonia. Oamenii au venit în ajutorul câtorva cerbi care au sărit într-o mlaștină din care n-au mai reușit să iasă de unii singuri. Puteți observa 3 cerbi vii, cu părere de rău al 4-lea n-a supraviețuit. Din mlaștină se văd doar coarnele lui. Salvatorii au folosit frânghia care au fixat-o de coarnele animalelor. 3 au fost salvați și au fugit înapoi în pădure. Acest taur a reușit nu doar să supraviețuiască, dar și să evite complet traumele. După ce a ajuns sub tren, a fost raportat că un animal domestic a adormit pe șine și s-a trezit doar atunci când peste el a început să meargă trenul. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Leopardul sară peste gard și atacă o mașină în mișcare, rupe o bucată din ea și aleargă mai departe pe stradă. Leopardul agresiv a fost în curând eutanasiat cu tranquilizante, fiindcă înainte de filmare câțiva oameni au fost răniți din cauza atacului acestuia. Urmează un moment foto, fiindcă persoana cu camera n-a reușit să treacă la video. Un câine naiv a decis să latre la un cal, dar s-au schimbat cu locurile foarte rapid. Este vizibil că calul s-a enervat foarte tare și aproape că a mușcat câinele. Pescarul a fost norocos, a prins un rechin taur mort. Crocodilul a simțit vibrațiile care veneau de la peștele mare și s-a repezit la țintă. Cazul a fost filmat în Australia. Crocodilul s-a apropiat rapid de rechin și l-a înghițit în secunde numărate. În Brazilia a fost filmat cel mai neobișnuit pod construit de niște furnici. În timpul inundației trebuiau să-și salveze larvele pe copac. Insectele au construit un pod din trupurile lor, care merge pe apă, apoi se ridică pe copac. Acest motan a țintit ventilatorul de tavan. Stăpânul lui, până în ultimul moment, nu credea că el va face asta, dar priviți-l! Urmează niște imagini teribile. Un armadillo a atacat un vițeluș. Mama nu putea face nimic. Vițelul nici nu reușea să se ridice. Bărbatul cu camera nu a ezitat și a trecut imediat la salvare. Cu vițelul a fost totul bine într-un final. Caprele de muntă deseori trebuie să traverseze izvoare și râuri. Pentru indivizii maturi e foarte ușor, dar pentru puii lor e o încercare adevărată. Acest micuț a fost despărțit de mama sa de către un curent puternic. Mult timp nu a îndrăznit să sară, dar într-un final s-a decis. A fost prins imediat în curentul puternic și a trebuit să lupte cu el. Într-un final, totul s-a terminat cu bine și a reușit să iasă din apă. Un tip a vrut să-și facă o omletă, dar a găsit o surpriză. Dintr-un ou a ieșit un pui. Micul dejun se anulează. Sigur că și celelalte ouă nu sunt proaspete. În schimb, are un nou prieten. Iată încă un blănos care și-a găsit un loc mai special de joacă. El s-a băgat sub tavanul extensibil fals și se pare că îi este foarte comod acolo. Mereu m-am gândit că armadillo este un erbivor drăguț, dar s-a dovedit că nu-i chiar așa. Iată cum a atacat o iguană mare chiar pe drum. O duce de gât într-un loc mai liniștit unde poate să o savureze. Un angajat silvic din Canada a reușit să urmărească un elan enorm și să-l filmeze cu drona. Bărbatul nici n-avea idee ce urma să se întâmple. Elanul își scutura corpul pentru a se scutura de zăpadă, dar odată cu ea și-a scuturat și coarnele. El s-a îndreptat spre locul filmării și a găsit coarnele. Ce norocos! Mama și fiica s-au lovit de un stol de păsări pe o autostradă goală. S-au așteptat ca ele să-și ia zborul, dar asta nu s-a întâmplat. Șoferul a declarat că nu a putut să frâneze fiindcă drumul era alunecos. Câteva dintre păsări au murit. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!